Lotul de la fece Viitorul Constanța s-a reunit ieri la primul antrenament după vacanța de la finalul sezonului trecut. Echipa constanțeană va efectua, înaintea începerii noului sezon, două stagii de pregătire. Primul va avea loc în Turcia în perioada 14-21 iunie, iar cel de-al doilea în Slovenia, între 23 iunie și 7 iulie. Fece Viitorul va reveni direct la București pentru a susține la 8 iulie Supercupa României împotriva echipei FC Voluntari, câștigătoarea Cupei României. Obiectivele stabilite pentru acest sezon de gică Hagi sunt realizarea unui parcurs cât mai bun în cupele europene, care să permită calificarea în grupe, apoi calificarea în play-off în Liga 1, pe un loc cât mai bun pentru a continua lupta la câștigarea unui nou titlu național. La primul antrenament a fost prezent și fotbalistul Ovidiu Herea, transferat de curând la fece viitorul. În stagiul din Turcia nu vor veni jucătorii Benzar, Țăru și Ganea, convocați la lotul național, care se vor alătura lotului Totul îi fece viitorul în cantonamentul din Slovenia.